Azi, puțin după ora prânzului, polițiștii de la circulație au fost solicitați să intervină în urma unui eveniment rutier din municipiu. La intersecția străzii Nicolae Iorga cu bulevardul 1907, o femeie de 37 de ani din Giurgiu, care se afla la volanul unui autoturism marca Opel Zafira, nu a acordat prioritate de trecere unui biciclist de 60 de ani pe care l-a lovit în plin. În urma impactului, biciclistul a fost transportat la Spitalul de Urgență Giurgiu pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Din fericire, starea acestuia nu este gravă, rănile suferite în urma accidentului fiind ușoare. Ambii participanți la trafic au fost testați cu alcool testul, care a indicat 0 pentru șoferiță și 0,25 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru biciclist. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.